Anestezia generală este starea de inconștiență indusă medicamentos și controlată. Urmăriți o intubare animată. Se vede cum traheea este accesată cu un instrument special pentru ca apoi să se poată introduce în ea tubul de ventilare. În timpul anesteziei generale, sunt deconectate în întregul organism conștiința, senzația de durere, reflexele de apărare și tonusul muscular. În consecință, sunt întrerupte reflexe foarte importante, de exemplu, reflexul de a respira, de a voma, de a tuși. În mod normal, reflexul de tuse servește la eliberarea căilor respiratorii de corpii străini sau murdării. Tubul de ventilare împiedică aspirarea corpilor străini în căile respiratorii în timpul anesteziei. Problematice însă sunt in, respective extubarea, adică introducerea, respectiv scoaterea tubului de ventilare. Deoarece reflexele de apărare nu funcționează în anestezia generală, este important să se evite ca conținutul stomacului să intre în căile respective, la in, respectiv extubare. De aceea, anestezia generală se face pe stomacul gol. Mai întâi trebuie să existe întotdeauna aparaturi care controlează respirația, inima și sistemul circulator, precum vedeți în film, ca în cazul unei complicații să se poată proceda la o ventilare controlată. Cu ajutorul aparatelor, medicul anestezist poate conduce anestezia. După instalarea stării de inconștiență, pacientul este intubat. Vedeți, cu ajutorul unei camere speciale, cum tubul de ventilare este condus din gât înspre trahee. Tubul de ventilare poate fi introdus ca aici prin gură sau prin nas. În stomatologie se vorbește uneori de anestezia scurtă sau starea de somn superficial. Aceasta duce în eroare pacientul, căci o anestezie generală este întotdeauna generală. Se lucrează mereu cu aceleași medicamente. Medicamentul cel mai uzual, propofol, este injectat pacientului printr-un perfuzor și întreține astfel anestezia. În plus, se mai recurge și la altfel de medicamente. O restaurare dentară de calitate superioară în anestezie generală nu este posibilă, căci multe substanțe utilizate în stomatologie au nevoie de un anumit timp pentru a se întări înainte de a putea fi prelucrate mai departe. În plus, sunt necesari mulți pași tehnici intermediari. Astfel, o restaurare dentară ar trebui să aibă loc în mai multe ședințe diferite în anestezie generală, căci doar astfel este posibil ca toate materialele să se întărească, iar tehnicianul dentar are astfel timp suficient pentru timpii de lucru. Cu cât durează anestezia generală mai mult, cu atât sporesc însă riscurile și complicațiile asociate cu aceasta. Un stomatolog conștiincios vă explică aceste lucruri și utilizează anestezia generală ca opțiune terapeutică la pacienții anxioși pentru a începe, de exemplu, cu timpii chirurgicali ai tratamentului. Paralel cu aceasta, este însă necesară tratarea fricii, de exemplu, cu ajutorul unui psihoterapeut. Fără modificarea atitudinii pacientului față de biologia gurii și pe deasupra cu un tratament neserios în anestezie generală, se ascunde problema dumneavoastră pentru câțiva ani, dar nu este tratată complet. Alternativa la anestezia generală este tratamentul în anestezie locală. Fiecare tratament poate fi executat în anestezie locală. Riscurile anesteziei generale sunt simplu de rezumat. Ajung de la senzația ușoară de greață până la nemaitrezirea din anestezie. Detaliile trebuie mai întâi întotdeauna lămurite cu medicul anestezist.